Bine ați venit la Convenția de Presă, Aur Dolj, 2 noiembrie 2023. România are nevoie de o administrație mai suplă și mai eficientă. Aur prezintă chiar azi soluția la Parlament. Partidele sistemului se opun. Administrația publică locală din România funcționează pe baza organizării administrativ-teritoriale stabilite în urmă cu 55 de ani, în vremea regimului comunist. Din 1968 s-au schimbat mult, iar AUR consideră că a venit momentul pentru o schimbare a României și o organizare a țării. S-au făcut și lucruri bune pe organizarea teritorială actuală și lucruri mai puțin bune, dar realitățile actuale impun o schimbare, o actualizare. La această oră, la Parlament, la inițiativa AUR, are loc o dezbatere serioasă, aplicată, cu privire la reorganizarea administrativ-teritorială a României, fiind invitați reprezentanți ai partidelor politice de la putere, cât și din opoziție. În această săptămână, de la PSD până la PNL și USR, cu toții și-au exprimat de la tribuna Parlamentului cu privire la utilitatea acestei probleme. Astăzi însă vedem dacă sunt serioși și chiar înțeleg că nu trebuie să mai așteptăm până în 2025 pentru a produce această schimbare absolut necesară. Propunerea AUR este de a avea un primar doar dacă există 5.000 de locuitori. Propunem așadar reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale UAT de la 3.300, cât sunt în prezent, la 1.300. AUR propune și modificarea hotarelor județelor, încât să avem între 12 și 15 județe, în loc de 42, că sunt în prezent. Respingem orice formă de regionalizare sau de separatism pe criteriu etnic, iar asta trebuie să ne ajute să găsim o administrație locală și centrală mai suplă. Românii din afara granițelor au ajuns spaima PSD și PNL. Senatul a respins zilele trecute, cu o largă majoritate, proiectul de lege care le-ar fi permis românilor să voteze prin corespondență. AUR a susținut acest drept al românilor plecați din țară. Majoritatea PSD și PNL nu au oferit însă niciun argument valid pentru această decizie, dovedind că le este teamă de votul românilor din diaspora. Cei din gașca lui Nicu și Marcel sunt conștienți că românii din străinătate nu pot fi manipulați. Și de fiecare dată când a fost necesar, au cenzurat prin vot politicile destructive ale guvernelor de la București. Gestul de respingere a acestui proiect echivalează cu răzbunarea puterii PSD-PNL împotriva acestei inițiative, care nu făcea decât să pună în acord modul în care se votează pentru Parlamentul European cu cel care se votează pentru Parlamentul Național și pentru președintele României. Pentru AUR, diaspora are un rol aparte. Românii din diaspora sunt o sursă umană extraordinară. Ei sunt frații noștri pe care trebuie să-i aducem acasă și pe care trebuie să-i ajutăm cum putem. De forța lor, de energia lor, de curajul și de experiența căpătată pe alte meleaguri, avem mare nevoie pentru a cunoaște o nouă înflorire a statului român. AUR a venit în sprijinul românilor din diaspora prin lansarea platformei Linia Verde pentru Consulate. Aceasta este menită să îi ajute pe românii care locuiesc în afara granițelor țării și care întâmpină probleme la consulatele României și pe teritoriul țărilor în care locuiesc. Încă de la preluarea mandatelor de parlamentari, una dintre preocupările deputaților și senatorilor AUR a fost aceea de a identifica soluții și măsuri pentru compatrioții noștri care trăiesc în afara țării. Datorită acestei activități, în ultimii ani, din ce în ce mai mulți români din diaspora și-au pus speranțe în noi. AUR nu uită de românii din străinătate, nici prin programul de guvernare. Avem o Românie dincolo de România și trebuie să-i ajutăm pe acei români să-și dezvolte afaceri, chiar acolo unde se află astăzi. Propunem extinderea activității Czech Bank în exterior, acolo unde avem comunități românești foarte puternice, pentru a-i putea ajuta să-și dezvolte afaceri, să-și dezvolte rețele internaționale de magazine românești. Mulțumesc! Dau cuvântul colegii Alexandru.
Suntem creștini. Aur apără familia naturală și luptă împotriva ideologiei de gen, curentele woke și cancel culture. Cu Aur, România va fi demnă în Europa. Aur este un partid conservator și pe cale de consecință creștin. Luptăm cu armele de care dispunem pentru a ne apăra valorile, credința, națiunea, familia și libertatea. Aur înțelege că familia, înțeleasă ca uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie, este fundamentul umanității. Ea se întemeiază pe iubire și este iubire. Într-o lume decreștinată, nu trebuie să mire pe nimeni faptul că familia se află sub un atac fără precedent. Asistăm la o negare a realității, a firescului, mult mai agresivă ca niciodată. Ideologia de gen sau curentele cancel culture și woke sunt un vector de ostracizare a creștinilor. Asaltul asupra familiei este total, tocmai pentru că ea, prin forța pe care o conferă credința, garantează demnitatea individuală, fiind totodată principala piedică în calea progresismului. Valorile creștine sunt fundamentul istoriei, administrației și ideologiei Europei, servind ca repere și principii ale adevărului. Alegerile din 2024 reprezintă ultima șansă să obținem o majoritate în fruntea țării care să apere familia, libertatea, țara. În acest sens, ne propunem apărarea și promovarea credinței creștine, atât în plan național, cât și în plan internațional, în special în regiunile istorice care au aparținut României. Totodată, sprijinim familia normală, familia firească. Nu suntem de acord ca în programa școlară să fie incluse materiale care promovează și încurajează curentul LGBT și cerem tuturor cetățenilor, părinților, să fie vigilenți, să observe când în manualele școlare apar astfel de devieri sau când școlile sau grădinițele, pe gardurile, pe clădirile sau anumiți pomi sunt vopsiți în culori LGBT și să ia atitudine de fiecare dată. Doar prin vigilență ne vom păstra valorile și ne vom proteja copiii. Cu Aur, România va fi demnă în Europa. Vrem în Europa, dar vrem să fim europeni egali cu ceilalți. Pentru asta trebuie să schimbăm felul în care activează aleșii noștri în Parlamentul European. Mai puțini aplaudați bruxelezi, adică cei care aprobă cu minți ce zic fraților mai mari și mai mulți parlamentari care să susțină interesele românești. Am avut și avem în Parlamentul European oameni care s-au specializat în defăimarea țării, în denunțuri aberante. Au mers atât de departe încât au promovat ideea că România e bolnavul Europei, precum se spunea cândva despre Imperiul Otoman. Vrem în Europa, dar vrem să fim europeni egali cu ceilalți, nici de cum ca unii strecurați pe ușa din dos în casă și așezați la masa servitorilor. Pentru asta avem nevoie ca anul viitor să alegem pentru Parlamentul European o listă de patrioți, de profesioniști, oameni dedicați, care au demonstrat că își iubesc țara și luptă pentru ea. Europarlamentarii Aur vor apăra interesele României și vor face România mai puternică în Europa și pe români mai respectați. Pas cu pas se pune cruce libertății de exprimare în mediul online. Cetățenii, opoziția și presa vor fi urmăriți 24/24. Începând de anul viitor, mai exact din 17 februarie 2024, în România vor intra în vigoare noile reglementări UE privind serviciile digitale și supravegherea online. Practic se reglementează ceea ce se întâmplă deja, adică cenzurarea mesajelor considerate ilegale sub pretextul combaterii dezinformării. În acest sens a fost lansat în dezbatere publică un proiect de lege privind transpunerea în legislația națională a noilor prevederi UE privind piața unică pentru serviciile digitale și de modificare a directivei 2000/31/CE, regulamentul DSA, în România, act legislativ obligatoriu pentru statele membre. Acest document reglementează cenzura asupra mediului online. ANCOM va avea toate atribuțiile necesare pentru a sta cu ochii pe toți cei care sunt incorecți politic, care comit spuse scrise sau video ilegale, ilegal fiind un termen foarte acoperitor pentru foarte multe lucruri care nu se încadrează în corectitudinea politică pe care o vrea Bruxelles. Această măsură, care se prezintă ca o încercare de a combate dezinformarea, ar putea avea un impact negativ asupra libertății de exprimare. Practic, se limitează libertatea noastră de exprimare.
Mai aveam un mediu în care libertatea aceasta nu era restrânsă, nu era foarte bine ținută sub control de puternicii zilei. O informație recentă le dă românilor fior pe șira spinării. Statul ne va monitoriza în scurt timp pe toți, cetățeni, opoziție, presă. Nu este o păcăleală de Halloween, nici glumă proastă din ciclul Bela Arafat. Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe, a cumpărat un sistem de tip Big Brother cu care va monitoriza în timp real rețelele sociale, site-urile de știri și chiar influencerii din România, după cum informează știrile ProTV. La rândul său și primărița Olguța Vasilescu se pregătește să împânzească municipiul Craiova cu camere video, informează presa locală, care titrează că în acest moment în Craiova sunt deja 256 de camere video, dar primăria vrea să cumpere încă aproximativ 500 de camere pe care să le monteze în oraș. Tragedia din Grădina Botanică apare ca pretext al noilor investiții deja demarate pentru o valoare cuprinsă între 6,6 și 9,3 milioane de lei noi plus TVA. Regimul Iohannis PSD aruncă pe fereastră cu banii românilor și cu cei europeni, tot publici, la o adică, și cumpără aparatură prin care să ne urmărească în orice moment. Nici Ceaușescu și nici vreun alt dictator nu au făcut până acum așa ceva. Statul român, condus de mafia politică PSD-PNL, cumpără din bani publici un Big Brother digital contra românilor. Este o hidoșenie foarte periculoasă prin care se introduce cenzura, de altfel interzisă în Constituție. Legea fundamentală ne spune că România este o patrie comună, fără deosebiri între opiniile cetățenilor. Gândirea și libertatea opiniilor nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrară convingerilor sale. Cenzura de orice fel este interzisă. Publicațiile nu pot fi suprimate. Mijloacele de informare în masă au obligație să asigure informarea corectă a opiniei publice. Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. A devenit, iată, posibil ca într-un stat care a renunțat să se mai proclame democratic, cetățenii să fie urmăriți secundă cu secundă, întocmai ca și cei care fac crime, iar presa, atâta cât mai există, să fie monitorizată și intimidată de un sistem dezumanizat și automatizat, la butoanele căruia se află cei care conduc în stat. S-a ajuns ca inteligența artificială să ne dicteze ce să scriem, cum să gândim, cum să ne exprimăm, ce știri să citim și mai ales pe cine să nu avem voie să urmărim sau să votăm. Se vede treaba că nicio clipă conspiraționiștii nu dorm, ci urzesc planuri diabolice contra democrației pe bani publici, profitând de lipsa noastră de reacție. Până unde? Mulțumesc frumos, Alexandra. Am ascultat cu îngrijorare aceste lucruri, deși le știu, dar simt că și voi ați reverberat în același timp și ați simțit frisoane. Este foarte grav că lucrurile merg în direcția asta. Este foarte grav că noi, ca și cetățeni, am fost induși în eroare că trăim într-un sistem democratic și că lucrurile vor merge pe calea democrației către vest. Dar, din păcate, observăm că lucrurile se întorc mai degrabă în Uniunea Sovietică și în zona stalinistă. Despre reorganizare a vorbit colegul Ionel Gheorghe și mă bucur și eu să vă spun că în aceste momente este pe finalul conferinței de la Parlament această dezbatere. Da, România are nevoie, într-adevăr, de o administrație mai apropiată de cetățean, mai eficientă și de toată această forță de muncă pe care eu vă spun că o cunosc foarte bine. În administrație este multă forță de muncă competentă, calificată, de care avem nevoie la dezvoltarea țării. E bine, aș vrea să mă refer aici la măsurile acestea de austeritate pe care guvernul Ciolacu le-a adoptat prin angajarea răspunderii în Parlament. Practic, deși dânșii au o majoritate foarte largă în Parlament, au ales această cale să forțeze puțin. Angajarea răspunderii guvernamentale este undeva la limita
democrației și a parlamentarismului, este dacă vă convine bine, dacă nu, dați-ne jos. Și atunci, evident că dacă ai majoritate, e un fel de a spune că dați-ne jos, pentru că tot noi rămânem. Dar iată că aceste măsuri au intrat deja în vigoare de ieri și observăm că statul nu a făcut nici reduceri de cheltuieli, așa cum ne-am fi așteptat, și nici nu a eliminat nu știu ce sporuri sau nu știu ce alte povești care ne erau promise. Dar observăm că 130.000 de locuitori, de lucrători din domeniul tehnologiei informației nu mai sunt exonerați, nu mai sunt scutiți de acel impozit pe salariu și toți care au peste 10.000 de lei salariu, evident, un IT-ist bun are mult, mult peste 2.000 de euro, deci practic vorbim de marea masă a IT-iștilor, intră la impozitarea cu 10%. Nu mai sunt scutiți ca altă dată. România nu mai este încurajată să fie un domeniu al tehnologiei de vârf. Mai grav decât atât este că este afectat și pilonul 2 de pensii. Ei nu mai sunt obligați și nu mai contribuie la pilonul 2 de pensii, ceea ce știți foarte bine acele pensii private, administrate privat, de fapt, de care toți tinerii sub o anumită vârstă urmează sau urma să beneficieze la pensie. Și acest lucru ne îngrijorează pentru că ne duce cu ideea că acest pilon va slăbi și ne trimite cu gândul la un alt lider PSD, Liviu Dragnea, care dorea să naționalizeze acest fond de pensie administrat privat. Alți 545.000 de români care muncesc în construcții, agricultură și industria alimentară, ajung și ei să li se impună să plătească din nou contribuția la sănătate și contribuția pentru muncă, ceea ce ar fi dus la scăderea veniturilor lor reale. Marcel Ciolacu a spus că le crește salariul minim, însă prin legea aceasta austerității, însă prin reintroducerea acestor taxe, salariul lor real scădea. Și atunci ce credeți că au făcut? Au emis o cârpeală de ordonanță de urgență prin care practic să nu le scadă. Deci povestea că o să ne crească a fost cu mare emoții pentru că de fapt era ca un bancul de la Radio Erevan, urma să scadă și au făcut un hocus pocus și n-au scăzut. Ceea ce este cel mai grav în ceea ce ni se întâmplă deja de ieri este faptul că s-a limitat plafonul la plățile în numerar. Aici noi am găsit numai puțin de 3 articole din Constituția României care sunt afectate. Articolul 23 privind libertatea individuală, adică omul are bani în buzunar, dar nu mai are libertatea să-i cheltuie așa cum apreciază. Articolul 44, dreptul la proprietate privată, pentru că nu mai poți cumpăra ceea ce ai nevoie și limita în care ai nevoie. Și, nu în ultimul rând, articolul 45 privind libertatea economică. Am văzut ziariștii de la presa centrală, marți, cum se întrebau, unii păreau căzuți din stele, cum să afecteze așa ceva libertatea. Păi chiar un om de afaceri de aici, din Craiova, aflat în rândurile noastre, ne spunea că o firmă care are plafonul de 50.000 de lei cash în casă, într-o zi, și nu poate să facă plăți decât de 1.000 de lei, cum și-ar putea cheltui, cum și-ar putea afecta, realiza rulajul? Evident că aceste lucruri sunt vizate. Cine sunt câștigători? Evident că există și câștigători, bineînțeles. Nu uitați că am vorbit aici despre vizita femeiului. Și femeii au urechiat guvernul României că ar fi afectat marile corporații și băncile. Ei bine, iată, băncile sunt cei care câștigă net, pentru că orice sumă, dacă dorești să o folosești, deocamdată ți se comisionează cu 1% sau chiar 1,5%, sume care adunate înseamnă deja mult și care, ați ghicit, merg în beneficiu prietenilor din Austria, în principal. Băncile sunt austriece. Austriecii, prietenii noștri care au grijă să ne ia pădurile, să ne ia petrolul, au grijă și să ne mulgă pe latură financiară
având acest control asupra operațiunilor. Este practic, considerăm noi, un control asupra vieților noastre. Nu am înțeles de ce guvernanții sunt atât de afectați de românii care nu au cont în bancă, pentru că, iată, 24% din beneficiarii de salarii din România, până de curând, primau bani în numerar, iar o treime dintre români nu aveau deschis un cont la o instituție bancară. De ce ar trebui aceștia forțați să aibă acest cont? Aceste măsuri fiscale, așa cum am exprimat mai devreme, în niciun caz nu au rolul de a susține economia românească, ci se limitează astăzi puțin, mâine puțin, încât anumite previziuni încep să-și arate roadele. Sigur, vor vorbi unii despre conspiraționiști. Da, conspiraționiști există, așa cum vedeți, ei lucrează. Așa cum vedeți, acele teorii conspiraționiste, începem să le vedem efectele. Cu siguranță că există în spate așa ceva, dar nu înțelegem de ce România trebuie să adopte, să fie pionier în a adopta asemenea măsuri aberante, de vreme ce Banca Centrală Europeană cere măsuri dure împotriva celor care refuză să accepte numerar și consideră pe bună dreptate că monezile și bannotele sunt instrumente sigure. Normal, dacă ai moneda în buzunar, ai bani în buzunar, oriunde poți să scoți și să plătești. Dar oare de câte ori nu ni s-a întâmplat tuturor să nu meargă POS-ul, să nu avem semnal la telefon, să nu fie chiar curent o perioadă și atunci poți să pierzi sume de bani, tranzacții, afaceri sau chiar avioane. Ei bine, amintim că sunt țările occidentale care nu se impun în care nu se impun astfel de restricții cash și am enumerat Austria, Cipru, Finlanda, Germania, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Suedia, Marea Britanie. Iată o mulțime de țări europene, mult mai avansate decât noi, am spune noi, care nu impun astfel de restricții. Povestea că prin astfel de măsuri se reduce evaziunea fiscală nu ține, pentru că sunt și alte țări, cum ar fi Ungaria, Polonia, Slovacia, Cehia, Letonia, Estonia, Slovenia, care permit plățile numerar, dar colectează aproape 100% creanțele fiscal-bugetare. Deci iată că și această marotă nu este cea corectă. România are un deficit de colectare a TVA-ului, amintim, de aproape 40%, vreo 37% și ceva. Singura soluție, din punctul de vedere al AUR, pentru a ne asigura că numerarul nu o să dispară, este cea de care v-am vorbit săptămâna trecută, și anume de a introduce în Constituția României obligativitatea operațiunilor cash, pentru care AUR deja a început demersurile pentru a iniția un referendum la nivel național. Aș dori să trec puțin și la o temă locală care mi s-a părut relevantă, și anume cea legată de părculețul de la Mercur. În megalomania sa și în foaia disperată după imagini, Olguța Vasilescu trece și la sacrificarea acestui părculeț. Nu știm dacă e de vină euforia acestei sărbători satanice de Halloween, pentru că am văzut că primărița noastră îi place să se autodefinească drept vrăjitoarea, fie ea cea bună sau mai puțin bună, dar de dragul acestor evenimente grandioase, de la un moment dat anumiți conducători, fie ei și locali, încep să se îmbolnăvească de paranoia și încep să viseze evenimente grandioase de 100.000 de participanți într-un oraș care, nu știu dacă mai are 250.000 de locuitori. Iată, pentru asta sacrificăm Radem, spațiu verde, din centrul orașului, ca și cum am avea din belșug spațiu verde în centrul Craiovei. Știți foarte bine care este realitatea, cât este Craiova de săracă în spațiu verde, în zona centrală. Radem și alte obiective. Doamne ajută să nu vizăm și Biserica Sfânta Treime sau mai știu eu ce, pentru că a mai existat un urmaș care era zgardul, acum de ce n-ar exista o succesoare care s-o radă de tot de acolo? E bine,
Noi observăm că păpușa supremă din Bănie merge pe niște teorii neomarxiste, acele al așa zise regenerări urbane, dar de fapt, nu știu dacă v-ați dat seama către ce ne conduce, către acel concept al orașului de 15 minute, al orașelor țarcuri, în care craiovenii vor fi constrânși să-și trăiască viața și activitatea profesională și absolut totul într-o limită a corzii cățelului de 15 minute, în cazul de față, nu se măsoară în metri, ci în minute de acasă. Asta este logica noii ordini mondiale. Oricât vi s-ar părea de straniu sau de conspiraționist, da, există și aici, evident, o conspirație, pentru că pentru această chestiune se plătesc bani foarte mulți. Și bani europeni. Există o altă doamnă sinistră, dar la un alt nivel, se numește Ursula von der Leyen, de care știți foarte bine cât jaf a făcut cu bani europeni și pe vaccinuri și pe fel de fel de alte investiții. Și aici, ca să poată să o realizeze acele orașe țarcuri, nu face altceva decât să pună la bătaie proiecte cu multe zerouri în coadă, în euro, bineînțeles, astfel încât aceste administrații locale, de dragul banilor, să le implementeze. Și știți foarte bine, Olguței Vasilescu și în general clanului Manda, cum le licăresc ochii când vine vorba de milioane de euro, cum sunt în stare să pună pe oricine pe prima listă la Camera Deputaților, pe orice, dacă le alimentează conturile grase. E bine, acest clan atât de ahtiat a și dat drumul la o comandă de achiziție publică pe principiul oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară. Normal, Olguța. Deci, atâta vreme cât tu dai drumul la o licitație și spui cum am putea noi să facem aici regenerare, ai pus în caietul de sarcini și ce vrei, este evident că acei proiectanți și ei, de dragul banilor, nimeni nu muncește fără să aibă un avantaj financiar, îți vor răspunde exact ceea ce dorești să auzi. Dumneata, prințesă de la primărie. Deci ceea ce comandă primăria realizează aceste firme de proiectare și evident lucrurile astea se vor întoarce împotriva cetățenilor, pentru că primăria va spune: dar nu vă supărați, nu eu ca păpușă am comandat așa ceva, ci uitați, niște specialiști au realizat niște studii. Știți foarte bine cum a făcut Orguța și studiile acelea ca să facă petreceri din bani publici, că vezi, Doamne, ar fi întrebat copiii de 18 ani, sub 18 ani, nu știu ce, nu știu cum, și copiii ar fi cerut exact ce să facă. Iată cum ne acoperim de studii sau de sondaje ca să putem realiza astfel de elemente. Noi spunem că Olguța Vasilescu nu se poate ascunde după deget, ca de fiecare dată, crezând că va putea păcăli craiovenii. Și în această situație, noi, ca Alianță pentru Unirea Românilor, îi cerem public doamnei Vasilescu să renunțe la planurile sale megalomanice pentru astfel de evenimente inutile și să aibă milă de puținul spațiu pe care îl are Craiova, spațiul verde în centrul orașului. Da, aș dori să vă confirm ceea ce spuneam mai devreme colega mea la microfon. Ieri a început să meargă prin capitală și prin țară autobuzul, autocarul cu candidații AUR la alegerilor parlamentare. Am fost prezent la evenimentul de deschidere. Voi fi prezent cel puțin în Oltenia la aceste întâlniri care vor avea loc și în județul Dolj, Craiova, Băileș, Calafat. Da, așa cum v-am comunicat de săptămâna trecută, am mai făcut un pas. Suntem foarte aproape de a primi caravana medicală AUR în județul Dolj și mă bucur extraordinar de mult ca un copil de la țară ce sunt, pentru că toți acei bătrâni care nu au avut asigurări și care nu se pot duce la un consul medical normal, nu pot primi o trimitere la medic, nu pot primi o trimitere de la medicul de familie, nu pot să meargă
la un medic specialist pot să acceseze aceste servicii de medicină internă, stomatologie, oftalmologie, ecografie și se pot diagnostica, se pot trata, evident, în condițiile acestei caravane. Pentru aceasta, noi sâmbătă seara vom avea aici în Craiova și o cină festivă cu participarea președintelui George Simion pentru strângerea de fonduri în vederea bunei desfășurări a caravanei mai departe. Iar partea cea mai plăcută o lăsăm evident la final, mă refer aici la evenimentul regional pentru femei. Femeia Rozmarinul de Aur, femeia nucleul societății, sâmbătă 4 noiembrie la hotelul Ramada, la ore 16, toate doamnele de aur, membre sau nu de partid, au fost invitate la acest eveniment deosebit, la care va veni personal, m-a asigurat, marea campioană mondială Monica Iagăr, va veni doamna Ramona Brunsils, evident, Ilinca și George Simion. Am să las la sfârșit secțiunea de întrebări, îl invit pe domnul deputat Daniel Gheva. Mulțumesc! Faptul că colegii mei s-au referit la atâtea subiecte, îmi permis să fiu mai scurt și să trag așa o concluzie. Printr-un exemplu, și anume că Primăria Sectorului 4 din București, am citit în presă, a semnat un contract cu un ONG care promovează LGBT-ul, New Paganism, ceva de genul. Și tot în acest contract, un alt ONG care se ocupă de copii fără familie. Deci, practic, copiii fără familie vor fi împreună cu acest ONG și cu Primăria Sectorului 4 din București. Și mai ales că ne îndreptăm clar către dictatură digitală, după cum se observă. O să vă dau și câteva exemple despre ceea ce a vorbit colegul meu, domnul Dămureanu. Ușor-ușor trecem către digitalizare totală și eliminarea numerarului. Prin ordonanța de urgență și legea 269/2023, practic începând cu data de 11 noiembrie, practic cetățenii nu vor mai putea cumpăra cu numerar ceea ce își doresc peste o anumită valoare. Potrivit legii, sunt vizate de limitări operațiuni de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liberi profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri sau alte entități cu sau fără personalitate juridică. Noua lege reduce plafoanele de plăți sau încasări permise în numerar astfel. Încasări de la categoriile de mai sus, pe care le-am enumerat, în limita unui plafon zilnic de 1000 de lei de la o persoană. Acum, în acest moment, plafonul este de 5000 de lei. Încasări efectuate de către magazinele de tip cash and carry, de la categoriile de mai sus, în limita unui plafon zilnic de 2000 de lei. În acest moment este de 10.000 de lei plafonul. Plăți către persoanele din categoria pe care v-am menționat-o, în limita unui plafon zilnic de 1000 de lei de persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2000 de lei pe zi. În acest moment, plafonul este de 5000 de lei, respectiv 10.000 de lei pe zi. Plăți către magazinele de tip cash and carry, în limita unui plafon zilnic total de 2000 de lei, în acest moment, plafonul este de 10.000 de lei. Această ordonanță o găsiți pe net, eu le-am luat de acolo, nu trebuie să fac mari căutări, o să vă vedeți și noastră exact. Plăți din avansuri spre decontare în limita unui plafon zilnic de 1000 de lei. În acest moment plafonul este de 5000 de lei. Totodată au fost interzise plățile fragmentare numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1000 de lei. Acum plafonul este de 5000 de lei. Lista tot continuă, nu vreau să vă plictisesc, o să vă dau și materialul. Ideea e că ne îndreptăm clar către interzicerea plăților cu numerar, ceea ce practic ne îngrăduiește libertatea noastră economică și familială și viața noastră. Mulțumesc și
și dacă aveți întrebări. A zis, soluțiile se află aici pentru toți cei care ne urmăresc. Programul de guvernare AUR are aceste soluții. Pentru tot ce s-a vorbit, inclusiv despre reorganizarea administrativ teritorială, au fost alții din alte, un deputat care a fost în grupul USR și și-a făcut un partid, a preluat aceste idei, a introdus un proiect de lege în Parlament. Nu asta ne-a deranjat, l-am susținut, l-am votat. Este foarte bine dacă toată lumea, de la PSD, la USR, la oriunde, preiau din ideile AUR și le susțin. Ce soluție mai e acum cu limitarea cash-ului? Că ordonanța deja a trecut de CCR-ul. E constituțional. Este deja în lege și este deja în vigoare. Da, da. Eu nu mai văd ce se mai putea face. Se mai poate face în 2025. În 2024 vor fi alegeri. Când ar putea avea loc referendumul acesta legat de plățile cash? Ei, din câte știu, un termen de 6 luni de când se introduce. Acum, noi avem în vedere data de 1 decembrie. Ne-am gântit ca pe 1 decembrie, la Alba Iulia, când vin 10.000 de români cu inimă de aur, să începem să strângem aceste semnături și apoi, în scurt timp, să putem să introducem în Parlament, astfel încât poate spre vară, cel târziu, depinde nu doar de inițiator, evident, se poate avea loc cele două referendumuri, cel pentru familie și acesta pentru cash. Nu știu, imaginați-vă, oriunde mergeți, este aberant. Vreți să dați unui amărât o sumă, unui vecin, vreți să cumpărați ceva de la colțul străzii, vreți... Cum? Este imposibil, dacă nu ai cash, nu ai libertate. Vă rog. Două chestiuni am și eu. Știu că aveți o relație specială cu Moldova. Ieri au fost închise 6 televiziuni, mai multe site-uri, mai multe ziare, înainte de alegeri. Democrație, nu? Ce părere aveți noastră? Din păcate, o informație care ar fi trebuit să răzbată chiar de aici din Craiova, a fost ținută sub obroc așa. Chiar și aici, în Craiova, la Festivalul Național Maria Tănase, ediția 27-a, a fost pentru prima oară când TVR Moldova nu a participat, nu i s-a permis. Deci iată cum pro-europeana, cum mi se spune, începe să reducă și ea, în ton cu curentul care ne vine, această libertate. Fraților, pentru că vorbim de România și de Republica Moldova, auzim această teorie că dacă intră Republica Moldova în Uniunea Europeană, gata. Ne-am rezolvat, este totul în regulă. Acum vreau să vă întreb și eu. Dacă eu sunt invitat la un concert, poftim, că tot se numește concert european, și este invitată și soția mea, care teorie vi se pare mai corectă? Să mergem fiecare pe drumul lui cu mașina lui și o să ne întâlnim pe acolo, să vedem prin ce bancă stăm și cum cădem? Sau să plecăm împreună de acasă ca o familie și să ne prezentăm acolo la acel concert ca o familie? Vreau să vă dați singur acest răspuns. Evident că AUR consideră că cea de-a doua variantă corespunde realității și România trebuie să fie în Uniunea Europeană și oriunde se află ea, în forma ei reîntregită, ca și Germania. Nu cere nimic altceva. Atâta vreme cât Republica Moldova este ținută, tot de doamna președintă Maia Sandu, în componența CSI, nu putem sluji la doi domni. Nu se poate să fie și în CSI și, de fapt, aderă la Uniunea Europeană. Normal că se întâmplă lucrurile astea. Nu trebuie să ne mire deloc. Doar momentul la care ele apar. A doua întrebare. Prin reforma bugetară, practic, bibliotecile nu mai pot achiziționa cărți. Opinia dumneavoastră despre asta, care e vreodată la cultură, dar ce vreți? Da, bibliotecile, evident că ar trebui să poată primi cărți și cu bani și fără bani.
Dacă le primesc cu bani, adică dacă le achiziționează, evident că prin asta, acesta este un instrument de a susține industria editorială atâta cât mai există. Dar cred că în cazul bibliotecilor și mai ales în cazul celor comunale, dar practic în cazul bibliotecilor publice, ar trebui să existe și aici o reformă, o modernizare, pentru că acele spații chiar ar trebui să fie utile tinerei generații. Nu doar pentru a merge la o sală de lectură, ci și pentru a desfășura anumite activități. Dacă nu se achiziționează cărți, că nu mai au voie să cumpere, da? Bibliotecile niciodată nu vor putea să reîntregească bunul. Deci, practic, rămân fără o grămadă de cărți. Nu s-a întâmplat niciodată așa, nici nu așa. Domnul Spânu, nu înțeleg de ce vă mirați atâta vreme cât prim-ministru al României este cineva care n-a lucrat până la 37 de ani. Și a făcut o școală la vârsta bătrâneții, când avea fire albe în barbă. Vă mulțumesc, vă doresc o după amiază plăcută. Thank you.